modificată, cu modificările și cu completările ulterioare, a fost convocat pentru astăzi în ședință ordinară, prin dispoziția numărul 5, din 23 ianuarie 2018, emisă de domnul primar. În consultarea condiției de prezență, rezultă că sunt prezenți 10 consilieri, absentând deocamdată domnul consilier Petru Marius. Fiind prezentă majoritatea consilierilor, ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. Rog pe domnul primar să prezinte proiectul ordinii de zi. Da. Mai întâi spun bună dimineață, bun venit și succes la dezbaterile de astăzi, consilierilor. Salut prezența colaboratorilor din aparatul de salut televiziunea care este prezentă ca de obicei. Cred că îți datorez mai întâi o explicație pentru convocarea ședinței ordinare în ziua de astăzi. Primul vă mulțumesc că ați venit. Este o delică. Avem o adresă, o rugăminte expresă din partea ADIS-ului ca să scoatem niște hotărâri. Lorile sunt necesare pentru a ține pasul cu problematica ADIS-ului. În primul rând este vorba de aprobarea unui contract de delegare a gestiunilor legate de atât de colectarea deșeurilor, cât și de activitățile specifice, am înțeles, de la stația de sortare de la ONEC, care după mai mult timp, poate prea mult timp, este foarte probabil că se înceapă activitatea genetică, atât pentru Comuna Bogdănești, cât și pentru celelalte care vor fi arondate la stația de sortare. Conform regulamentului, o să reamintesc ordinea de zi pentru a putea fi validată de dumneavoastră. Este ordinea de zi mai complexă, mai bogată. Ar zice că este un fapt firesc, pentru că fiind la început de an, o perioadă de evaluare a activității pe anul trecut, evaluare care mă cresc ar trebui, și eu am încredere că acest lucru se va întâmpla, să conducă la niște concluzii și în același timp care să ne ajute la ordonarea activității pentru anul 2018. Avem chiar niște documente de tip strategic de organizare, dacă vreți, a activității. Este, de fapt, începutul unei perioade care va dura conform obiceiurilor, cel puțin până prin luna martie, atunci când comunitatea cu obligațiile legale ar trebui să prezinte starea economică, socială și de mediu a comunității locale, pe care o administrăm împreună. Și, de ce nu, cred că este normal să acceptăm ideea că activitatea noastră este într-o continuă preocupare de adaptare, dacă vreți, readaptare și de proiectare pe termen scurt, pe termen mediu și așa mai departe. Ar mai face observația că și de data aceasta, ordinea de zi și maniera în care suntem obligați să procedăm ne arată dependența de sistem. Personal, cred că ar fi fost mai bine pentru toată lumea, pentru toate administrațiile locale din țară, ca acest proces de evaluare, de organizare, de resetare, dacă vreți, să fie început mai devreme. Acest lucru, deși l-am dorit și probabil l-am gândit cu toții, nu a fost posibil pentru că lucrurile probabil nu s-au petrecut, nu s-au mișcat așa cum am
fi dorit așa cum trebuie și așa cum prevede legea. Vă dau un exemplu. Dacă bugetul de stat a fost adoptat mai târziu, chiar decât prevede legea, noi înșine suntem în situația de a adopta din partea plană bugetul Comunei Bogdănești, probabil ați rog că se va întâmpla la februarie. De aici, concluzii pe care le putem desprinde cu toții, sperăm că vom avea capacitatea să recuperăm și să intrăm într-un ritm care să conducă la eficiență pentru administrația locală. Și acum o să reamintesc ordinele de zi propuse de situație. Avem la primul punct un proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii unor categorii de persoane de la plata taxei speciale de salubrizare pentru anul 2018, inițiatorul domnul viceprimar. La punctul al doilea, un proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău pentru anul 2018, inițiatorul subsemnatul. La punctul al treilea, un proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii contractului de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciului de operare instalației de șoferi municipale în județul Bacău și a încheierii de către ABIS în numele și pe seama OAT Bogdănești la contractul cu SCE Ecosud, ESA, București. Inițiator, domnul viceprimar. La punctul al patra, în proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 40/11/11/20, privind aprobarea master planului în sectorul de apă și apă uzată în județul Bacău cu modificările completările ulterioare, inițiator, domnul viceprimar. Punctul 5. Vă propune un proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, adică ADI, pentru anul 2018, inițiator subsemnat în punctul al 6-lea. Vă propune tot un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației GAL Valea Trotuși Bacău, pentru anul 2018, inițiator subsemnat în punctul al 7-lea. Vine tot cu un proiect de hotărâre privind aprobarea planului pentru lucrările de interes local care vor fi executate pentru anul 2018 de beneficiarul venitului minim garantat, inițiator domnul viceprimar. Punctul 8-lea înseamnă un proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistent personal pentru persoane cu handicap pentru anul 2018, inițiator subsemnatul. Punctul 9-lea, un proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a compartimentului de asistență socială în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bogdănești din Topacău, inițiator subsemnat. Punctul al 10-lea, un proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul compartimentului de asistență socială pentru anul 2018, inițiator subsemnat. Punctul al 11-lea vine tot cu un proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de concesionare a terenului suprafață de 1.520 metri pătrați din Alba Minoră a râului Dur, aparținând domeniului public al statului, aflat în administrarea Administrației Naționale a Apelor Române, vederea executării lucrărilor de construire pod din beton armat cu fier de circulație pe râul Dur, zona Slobozie, sat Bogdănești, comuna Bogdănești, județul Bacău, inițiator subsemnată. La punctul al 12-lea avem o informare cu privire la activitatea de asistență și protecție socială la OAT Bogdănești de Tobacău pentru anul 2017, prezintă doamna Scutaru, consilier. Punctul al 13-lea, un raport cu privire la activitatea de societate de asistență personală pentru persoane cu handicap pe semestrul al 2-lea 2017, prezintă doamna Scutaru. La punctul al 14-lea, tot un raport, de data aceasta, privind activitatea de spălare de serviciul voluntar pentru situația de urgență la anul 2017, prezintă domnul Andrușcu Constantin, șeful serviciul voluntar pentru situația de urgență. Punctul al 15-lea, o informare cu privire la stadiul lucrărilor de completare a datelor în registrul agricol pentru semestrul al doilea, prezintă domnul Bursuc, rubrica referent. Punctul al 16-lea, solicitarea adresată Consiliului Local. Și mai adaug, și vă rog să luați în considerare, chiar vă rog să aprobați, punctul diverse, pentru că avem o problemă care privește toată lumea.
îmi fac datoria ieșim unde de, să spunem, de minimă eleganță pe care îl încerc și prezint colaboratorii din aparatul de execuție, care, după cum ați văzut, figurează la ordine de zi. Doamna Bursuc, la compartimentul acestui, domnul Stângă Ion, șef și propriul lui subordonat la compartimentul meu, care mă ajută foarte mult, o să revin asupra acest aspect la urbanism, șeful serviciului voluntar pentru situația de urgență, subordonat Consiliului Local, doamna Toma, care scrie, de uite, doamna Contabera Căuțeanu și doamna Scutară Elvira. Domnul secretar, îl cunoașteți? Domnul Petru, am înțeles, lipsește. Să pun la votul ordinea de zi, inclusiv punctul de diverse. Cine este pentru? Mulțumesc pentru că ați acceptat ordinea de zi propusă. Predau stafeta președintelui de ședință. Vom începe cu primul punct, care e pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii categorii de persoane. Haideți să începem cu procesul verbal, domnul președinte. Deci dacă pe marginea procesului verbal încheiat în ședința ordinară din 20 decembrie 2017, dacă am făcut completări pe marginea acestui proces verbal. Sau eventuale fiu abonatări. Dacă nu supun la vot, procesul verbal încheiat în 20 decembrie 2017. Cine este pentru? Mulțumesc că în unanimitate de voturi a fost aprobat procesul verbal chiar în ședința din 20 decembrie 2017. Mulțumesc. Vom începe cu primul punct, proiectul de hotărâre privind aprobarea scutirii unor categorii de persoane de la data de la plata taxei speciale de salubrizare pentru anul 2018, inițiator domnul viceprimar. Îi dau cuvântul domnului viceprimar. Da. Doamnelor și domnilor consilieri, stimați invitați, ați avut acest proiect de hotărâre la ședința anterioară și trecem direct la propunere. La articolul 1 se aprobă scutirea pentru taxa specială destinată serviciului de salubrizare a Comunei Bogdănești în anul fiscal 2018 pentru următoarele categorii de persoane fizice. La punctul A. Veteranii de război și văduve de război. B. Văduve necăsătorite ale veteranilor de război. Punctul C. Persoane prevăzute la articolul 1 al decretului legii numărul 118 din 1990 cu modificările și completările ulterioare. La punctul D. Persoane prevăzute la articolul 1 al OG numărul 105 din 1999 cu modificările și completările ulterioare. La punctul E. Persoane cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul 1 de invaliditate și reprezentanții legale ai minorilor cu handicap grav sau accentuat, minorilor încadrați în grupa A de invaliditate. La articolul 2. După aprobarea doamnei Iftinca Alina, consilier juridic în aparatul de specialitate al primarului, va duce la îndeplinirea hotărârii. Articolul 3. După aprobarea hotărârii se va comunica de către secretarul comune domnul Cioie Vasile, primarului comunei Bogdănești, compartimentului financiar contabil și instituției prefectului județului Bacău și se va duce la cunoștință publică. Am expunerea de motive. Referatul doamna Iftinca și raportul de activitate. Vă mulțumesc. Dorește cineva să ia cuvântul? Eu vreau să vă apreciez și să vă felicit pentru această inițiativă, pentru acest proiect hotărâre. Bănuiesc că nici nu este o pierdere foarte mare la bugetul comunității, pentru că nu avem foarte mulți veterani de război și probabil nici văduve de război. De aceea mi se pare o idee extraordinară și țin să vă felicit pentru, pentru această hotărâre. Mulțumesc! Dau domnul președintele de comisie numărul 1.
Doamne și domnule consilier, comisia numărul 1, vă rog că a studiat acest proiect de hotărâre și a dat un aviz favorabil acestui proiect. Vă mulțumesc. Propunem la comisia numărul 2 a studiat acest proiect și a dat aviz favorabil. Vă mulțumesc. Propunem la vot. Cine este pentru? La unanimitate a fost votat. Trecem la punctul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizarea Bacău pentru anul 2018. Inițiator, domnul primar. Dăm cuvântul domnului primar. În fiecare program, fiecare început de an, ne-am întâlnit cu asemenea proiect de hotărâre la ordinea de zi, de fapt, numărul 3. Asta arată faptul că, așa după cum spuneam, suntem la începutul de an și trebuie să facem ordine în obligații pe care le are administrația locală în relaționarea ei firească cu alte entități. Sunt 3 proiecte de hotărâre. Asta demonstrează și faptul că suntem o administrație locală participativă, vie, cum se spune așa, facem parte din mai multe asociații, care ajută la optimizarea activității administrației locale. Așa după cum a fost anunțat, urmează să vă prezint proiectul în sine și considerațiile aferente la acest proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizarea Bacău. La primul articol propun aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizarea Bacău pentru anul 2018 în cuantum de 3.000 de lei. A fost majorată la toate nivelurile administrației locale, de la comune până la județ. Este o justificare aici și în faptul că aparatul de execuție a crescut. Noi avem obligații statutare. În statutul asociației sunt prevăzute în mod firesc drepturi și obligații. Dar la orice asociații, indiferent de profilul ei, dacă vreți, inclusiv cele politice, există și această obligație, aceea de a plăti o cotizație. La articolul 3-lea este cea pe care o cunoaște cu tuma noastră. După aprobare, hotărârea va fi comunicată de către domnul Vânțel Vasile, secretar comună, primarul Comunei Buntenești, persoane nominalizate la articolul 2-lea, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizarea Bacău, prefectul județul Bacău și va fi anunțat la cunoștință publică. Cam atât la prima intervenție. Dorește cineva să ia cuvântul? Comisia. Comisia Specialitate. Dăm cuvântul domnului președinte la Comisia de Specialitate. Doamne și domnule consilier, Comisia numărul 1 a studiat acest proiect de hotărâre și a dat un aviz favorabil acestui proiect. Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul dintre consilier? Nu. Îl trecem la vot. Cine este pentru? În unanimitate s-a votat. Trecem la punctul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii contractului de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciului de operare, instalații, deșeuri municipale în județul Bacău și a încheierii de către ADIS Bacău în numele și pe seama OAT Bogdanești a contractului cu SC ISA București, inițiator domnul viceprimar. În cuvântul domnului viceprimar. Doamnă și domnul consilier, proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii și încheiere contractului de delegare prin concesiunea a gestiunii serviciilor de operare
a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău. Trecem la propunere. Articolul 1. Să se aprobe atribuirea contractului privind delegarea prin concesiunea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău către asocierea SC Ecosud SA București, lider asociat cu SC Hill Sorting SA București și SC Handuna Servimob SRL București. Articolul 2. Să se aprobe contractul privind delegarea prin concesiunea gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul 3. Să se mandateze reprezentantul Comunei Bogdănești, domnul Grigore Gheorghe, să voteze în cadrul adunării generale a Asociației Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizarea Bacău, aprobarea celor prevăzute la articolul 1 și 2 din prezentul proiect de hotărâre. La articolul 4. Să se împuternicească Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru salubrizarea Bacău, ca în numele și pe seama Comunei Bogdănești să încheie contractul privind delegarea prin concesionare a gestiunii serviciului de operare a instalațiilor de deșeuri în județul Bacău cu asocierea SC Ecosud SA București. Articolul 5. Să se aprobe virarea taxei speciale de salubritate conform planului anual de evoluție a taxelor și tarifelor și în conformitate cu mecanismul financiar pentru plata prevăzută în documentul de poziție și actele adiționale la articolul 1 și 2. Articolul 6. După aprobarea hotărârii să fie comunicată de către secretarul comunei domnul Uncioiu Vasile, primarul Comunei Bogdănești, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, instituție prefectului județului Bacău și să fie adusă la cunoștința publică conform legii. Ați avut toate demersurile pentru acest proiect. Avem avizul domnului secretar și raportul de avizare a comisiei. Vă mulțumesc pentru atenția acordată. Dăm cuvântul președintelui de specialitate. Comisia de specialitate. Da. Doamnelor și domnilor consilieri, în ședința de comisii, Comisia Juridică a studiat acest proiect de hotărâre și a dat un aviz favorabil. Pentru că așa era și normal, suntem în asociația asta și trebuie să ne conformăm cu tot ce se propune. Vă mulțumesc. Îmi dorește cineva să ia cuvântul dintre... Da, eu, în ordine, după dumneavoastră. Îi dăm cuvântul domnului primar. Mai e nimeni? Nu. Îmi trec o singură întrebare. Nu fi neapărat știu eu de exer de pe nimeni. Ați studiat contractul? Ce din comitii sau consilieri? Am uitat aici, nu-l văd anexat la proiectul de hotărâre. Da, eu v-am informat la momentul respectiv, dar probabil că din cauza, mă rog, multitudinilor de probleme nu s-a reținut. Nu a mers mail-ul, deci timp ca să ne mai trimită în scris contractul nu a mai putut fi posibil, nu am mai avut cum să-l mai transmită prin poștă și, după cum știți, nu s-a rezolvat problema cu internetul la anumite birouri. Bine, am mers într-o zi, dar noi am primit adresele astea mai de mult. Domnul viceprimar, n-ați fost curios atât să vedeți ce aprobăm, ce delegăm, că am mai aprobat noi contractul inițial și n-am putut să aprobăm tot la fel, un contract prost, după părerea mea, a fost. Și nu prea am știut ce aprobăm. Da, vă gândiți. Okay. Trecem la vot. Cine este pentru? Unanimitatea a fost
aprobat. Îi sfătuiesc pe domnul Grigore înainte de a vota, când merge la fel, totuși să uite, să informeze. Am spus că e vorba de contractul de funcționare, de organizare a activităților la stația de sortare de la Ionești. Vom trece la punctul 4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 1 la hotărârea Consiliului Local numărul 40 din 11-11-2010 privind aprobarea master planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău cu modificările și completările ulterioare, inițiator domnul viceprimar. Dau cuvântul domnului viceprimar. Da. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei numărul 1, hotărâre Consiliul Local Bogdănești, numărul 40 din 11-11-2010, pentru aprobarea master planului în sectorul de apă și apă uzată din județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare. Propun la articolul 1, anexa numărul 1, la hotărârea Consiliului Local, numărul 40 din 11-11-2010, privind aprobarea master planului în sectorul de apă și apă uzată în județul Bacău, cu modificările și completările ulterioare, să se modifice și să se înlocuiască cu anexa la prezentul proiect de hotărâre. Articolul 2. Să se împuternicească domnul Grigore Gheorghe, având cartea de identitate CI seria XC numărul 70-89-15 și calitate de reprezentant al unității administrativ teritorial, în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile articolului 1 din prezentul proiect de hotărâre în adunarea generală a Asociației. Articolul 3. La data intrării în vigoare a hotărârii, orice alte prevederi contrare să se modifice de drept în mod corespunzător. La articolul 4. După aprobarea hotărârii să fie comunicată de către secretarul comune domnul Nicioiu Vasile, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIV, SC Companie Regionale de Apă, ESA Bacău, Instituția Prefectului, județul Bacău, și să fie adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Avem avizul domnului secretarul Nicioiu, raportul de avizare de domnul consilier și expunerea de motive. Vă mulțumesc. Dau cuvântul domnului președinte de Comisie de Specialitate. Da? Comisia de Specialitate numărul 2 a studiat acest proiect și a dat aviz favorabil. Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Trecem la vot. Cine este pentru? Unanimitate s-a aprobat. Trecem la punctul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIB, pentru anul 2018. Inițiator domnul primar. Dăm cuvântul domnului primar. Mulțumesc. Am anticipat un pic și prezentul proiect de hotărâre este similar celui prin care ați avut până la să aprobați cotizația pentru Matiz, care se ocupă de salubrizare, ADIB se ocupă probleme legate de gestiunea apei și apei uzate. Normal, și aici fiind membri asociați, prin statut ne-am asumat și această obligație. Este în contul mai redus, a rămas la același cuantum, practic, 100 de lei. Semnificativ, să fie precizat, să vedeți în proiecte de hotărâre, nu pun nimic pentru noi, să mulțumesc cu cotizație într-un cuantum adecvat. La primul articol, propun să se aprobe cotizația anuală a Comunei Bogdănești, județul Bacău, la patrimoniul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, ADIP, pentru anul 2018, în cuantum de 100 de lei. Articolul al doilea. Să se mandateze domnul Grigore Gheorghe, având calitate de reprezentant al Unității Administrative Teritoriale în adunarea generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, să voteze în conformitate cu prevederi
articolului 1, prezentul proiect de hotărâre, precum și după cum urmează pentru celelalte categorii unități administrative teritoriale. Articolul al treilea, după aprobarea domnului Cioi, voastră secretar comună, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdanești și Asociația de Redotare Intercomunitară Bacova-Dib, instituții prefectului de Bacov, și va aduce la cunoștință publică în condițiile legii. Atât deocamdată. Dau cuvântul domnului președinte de la Comisia de Specialitate. Am și domnul consilier, Comisia numărul 1, economică, a studiat acest proiect de hotărâre și a dat un aviz favorabil acestui proiect. Vă mulțumesc. Dorește cineva să ia cuvântul? Trecem la vot. Cine este pentru? Fost votat în unanimitate. Trecem la punctul 6. Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea cotizației anuale la patrimoniul Asociației GAL Valea Trotușului Bacău pentru anul 2018. Inițiator domnul primar. Dăm cuvântul domnului primar. Mulțumesc. Și aici sunt, practic, aceleași considerente de principiu. Nu le mai reiau, o să reamintesc proiectul propus de eliberare. La primul articol, propun aprobarea cotizației anuală la patrimoniul Asociației GAL Valea Trotușului Bacău cu suma de 1.500 lei pentru anul 2018. Articolul al doilea, după aprobare, doamna Răcăuteanu Romilea, consilieră în aparatul de specialitate a primarului, va duce la deprimere hotărâre. Adică va efectua aflată. Articolul al treilea, după aprobare, hotărârea va fi comunicată de către secretarul Comunei domnului Cioi Vasile, primarul Comunei Bogdanești, compartimentului financiar contabilitate, Asociației GAL Valea Trotușului Bacău, instituției prefectului Bacău, județul Bacău și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Asta extra... Aici aș face o completare informală. Am depus documentația pentru finanțarea investiției pe care o cunoașteți. Podul betonat din zona Slobodia. Ne-ar asigura o finanțare aproximativ jumătate din costul investiției. Deci aici calitate de membru asociat, inclusiv contul acesta care este cel mai ridicat dintre cotizații pe care le plătim, își justifică și ne poate aduce ceea ce ne dorim cu toții o eficiență în zona investițiilor. În sensul că ar trebui să obținem aproximativ 3 miliarde jumate de lei vechi contra 800 de milioane. Iată, mulțumesc. Îi dau cuvântul Comisiei de Specialitate, domnule președinte. Doamne și domnule consilier, Comisia numără 1 economică a studiat acest proiect de hotărâre și a dat un aviz favorabil acestui proiect. Vă mulțumesc. Dorește cineva să ia cuvântul? Îi dau cuvântul doamnei Grigore. Mulțumesc, domnule președinte. Spre deosebire de alți ani, anul acesta domnul director de la GAR și-a arătat interesul de a populariza proiectele de succes și la nivelul comunității noastre. Un grup de elevi de la școala gimnazială Bogdănești au putut vizualiza câteva filmulețe în care au fost prezentați oameni de succes. Putem afirma că și pe raza comunei noastre se află domnul Fudulache, cel puțin pe acesta l-a reținut noi. Domnul este foarte interesat să poată ajuta oamenii din localitate să acceseze fonduri europene. A avut chiar mai multe întâlniri, ne-a solicitat tot felul de persoane ca să se implice în aceste activități, proiecte și chiar a rămas surprins și plăcut impresionat de un tânăr de pe raza comunei noastre. M-a sunat la început de ianuarie și a încercat să înlesnească o întâlnire ca să poată să-i ofere sprijin în acest sens. E vorba de tânărul Petculescu. Nu mai știu ce s-a întâmplat, dar imediat cum o să aflu informație, o să vă aduc și noastră la cunoștință. Deci, e de bine. Mulțumesc, domnul președinte. Mulțumesc. Mă dorește cineva de domnul consilier să ia cuvântul?
Bun. Trecem la vot. Cine este pentru? Unanimitate s-a votat, a fost aprobat. Trecem la punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului pentru lucrările de interes local care vor fi executate în anul 2018 de beneficiarii venitului minim garantat. Da, inițiator domnul viceprimar. Dăm cuvântul domnului viceprimar. Doamnelor și domnul consilier, și acest proiect de hotărâre l-ați avut la ședința anterioară. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului pentru lucrările de interes local, care va fi executate în anul 2018 de către beneficiarii legii numărul 416 din 2001 privind venitul minim garantat. La articolul 1. Aprobarea planului pentru lucrările de interes local, care va fi executate în anul 2018 de către beneficiarii legii numărul 416 din 2001 privind venitul minim garantat conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. La articolul 2, după aprobarea hotărârii, va fi dusă la îndeplinire de către domnul Grigore Gheorghe, viceprimarul Comunei Bogdănești, doamna scutară Lămâiță Elvira, consilier probleme sociale din aparatul de specialitate al primarului Comunei Bogdănești. La articolul 3, după aprobarea hotărârii, va fi comunicată de secretarul Comunei, domnul Vomcioiu Vasile, domnul Andrușcă Nicolae, primarul Comunei Bogdănești, domnul Grigore Gheorghe, viceprimar, doamna scutară Lămâiță Elvira, consiliului și instituții prefectului județul Bacău. Avem raportul de avizare a domnului consilier, avizul domnul secretar, expunerea de motive a mea, referatul doamnei Viorica Toma și referatul doamnei scutarul Lămâie. Vă mulțumesc! Dau cuvântul domnului președinte de la Comisia de Specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, Comisia de Specialitate numărul 2 a studiat acest proiect și a dat aviz favorabil. Vă mulțumesc. Numărește cineva dintre consilieri să ia cuvântul? Trecem la vot. Cine este pentru? Proiectul s-a luat. Să trecem la punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de asistenți personali pentru persoane cu handicap pe anul 2018. Inițiator domnul primar. Dau cuvântul domnului primar. O să dau citire proiectul de hotărâre, apoi o să urmează în mod strâns expunerea de motive pentru a explicita justificarea acestui proiect. La primul articol propun aprobarea pentru anul 2018 a unui număr de 3 cursuri de asistență persoane cu handicap. Articolul al doilea, după aprobare, doamna Răcăuteanu Romera, doamna Sucaro Tămâită Elvira, consulieră în aparatul de specialitate al primarului, vor duce la îndeplinire hotărâre. Și articolul al treilea, după aprobare, hotărârea va fi comunicată de către secretarul comunei, domnul Cioiu Vasile, primar din Comunei Bogdănești, compartimentul financiar contabilitate, doamne scutară la Mente Elvira și instituție prefectului de județul Bacău. Este un proiect de hotărâre foarte important, dar în același timp, după părerea mea, și foarte relevant ceea ce privește situația acestui compartiment de specialitate, asistența socială. Eu sunt armă și pe care am mai utilizat în ocazie similare, un compartiment cu activitate ideatică, dar și foarte sensibilă din cauza resurselor extrem de limitate, aș putea spune, la nivel de țară. Evident, noi ne privește toate resurselor administrație locale. Dacă v-ați uitat expunerea de motive, am invocat legislația, caracterul ideatic, dar și dezechilibru în ceea ce privește tocmai menirea acestor activități.
contradicția flagrantă în ceea ce privește resursele financiare. Nu mai vorbesc de infrastructură, de resurse umane care sunt ca atare în raport cu resursele financiare. În legislația aferentă execuției bugetare din 2018, în legea bugetului se face precizarea la un moment dat că statul sau bugetul de stat va aloca până la 90% din necesarul de finanțare. Iar comunitatea locală, normal, trebuie să finanțeze cu diferența. În estimarea făcută la compartiment, ambele compartimente sunt în același birou, probabil nu întâmplător și foarte, foarte simplu, dar putut face estimarea, mi-ar fi trebuit cam 1.300.000 de mii, deci 13 miliarde. Am primit de la bugetul de stat, mai trecit prin administrația financiară Bacău, vreo 4 miliarde și ceva lei vechi. La noi nu este posibil, pentru că și așa am strâns bugetul de funcționare, de sistemul de funcționare la maxim, pur și simplu. Avem probleme și pe zona de salarizare și trebuie să ne descurcăm în limita celor 4 miliarde și ceva, care înseamnă cam a treia parte, în modul generos, din ceea ce ar trebui să însemne finanțarea pentru acest domeniu. Am propus acest proiect de hotărâre cu trei posturi. Evident, compartimentul de specialitate va trebui să decidă în baza unor anchete, în baza unor criterii. Cum a procedat și în anii precedenți. Acolo unde sunt cazuri mai grave. Am metri de familia Brănici sau două persoane. E lucru complicat. Am mai avut o întâmpinare prin toamnă și înscris la Toma Anișoară, se numește acum? Sau Dascălu Anișoară, cum a rămas o... O divorțat. A fost căsătorit cu Dascălu Romeu, dacă îl cunoașteți. Acolo familia e cealaltă dezintegrat. Anișoara, pur și simplu, intră o dificultate reală. Are un băiat, probabil, la zăduri. mai vine la școală? Nu a finalizat, fizic vorbind, cam de două ori cu ea, are dificultăți reale. Față de familie unde sunt persoane în acest mare necaz, de acolo mai sunt soț, soție, discuții altul. Dar, în sfârșit, compartimentul respectiv o să decide în limita celor trei poturi. Rugămintea mea s-a aprobat în cele trei poturi. În măsura în care avem și presiune după lege, fiecare persoană are dreptul la asistent, dacă există finanțare. În momentul când o mai primim bani, cu cea mai mare plăcere. Ceilalți se primesc indemnizații. Ca și quantum, valoric, de finanțare, primesc aceeași sumă la oită, da? Atât dacă cei care au asistență se beneficiază de contract de muncă, se legea niște drepturi, în schimbul financiar, îmi primesc aceeași sumă. Atât deocamdată. Dăm cuvântul domnului președinte de la Comisia de Specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, Comisia de Specialitate numărul 2 a studiat acest proiect și a dat-o disfavorabil. Vă mulțumesc. Dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Trecem la vot. Cine este pentru? A fost aprobată în unanimitate. Trecem la punctul 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bogdănești
județul Bacău. Inițiator, domnul primar. Dăm cuvântul domnului primar. Intervenția trecută, intervenția de fapt, prezentul proiect va fi coroborat și cu următorul probabil și se referă la aprobarea regulamentului de organizare și funcționarea compartimentului de asistență socială. În mod firesc, deci va ordona activitatea în compartimentul de asistență socială cu respectarea legii și eliminarea la modul ideatic, a arbitrarului. Pentru aceasta, propun la primul punct aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a compartimentului de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Bucnelui de Subacom, conform anexei, care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. La punctul al doilea, după aprobare, secretarul Comunei, domnul C. Vasile, va comunica hotărârea primarului Comunei Bogdane, doamnei Scutarul la Mitervirea și Institutul de Prefectul Județului Bacău, o va aduce la cunoștință publică prin afișare. Pentru că este un normativ intern, vă consult, l-ați studiat la ședința pe comisie, l-ați studiat împreună, considerați că este bine să fie citit și explicitat de doamna Scutaru, fiind invitată aici. Nu uite, ai putea să caracterizez, măcar în câteva cuvinte, de principiu, ce înseamnă acest regulament de organizare și funcționare. Dacă l-ai la tine? Deci acest regulament de organizare și funcționare al compartimentului de asistență socială cuprinde atribuțiile compartimentului în domeniul beneficiarilor de asistență socială, atribuțiile compartimentului în domeniul organizării, administrării și acordării serviciilor sociale, strategia de dezvoltare a serviciilor sociale, care este aprobată prin hotărârea de Consiliu în 2016, planul anual de acțiune la nivelul comunei, și asta va fi aprobat la următorul punct. În vederea asigurării eficienței și transparenței în planificarea, finanțarea și acordarea serviciilor sociale, compartimentul are niște obligații. Serviciile sociale acordate de compartiment, având drept scop exclusiv prevenirea și combaterea sărăciei și riscului de excluziune socială. Aici îmi cer scuze, dar cred că ar fi de interes pentru înțelegerea situației. Nu neapărat că mă doresc completat, că l-am afirmat că suntem într-o situație de precaritate generală și în țară și la nivelul Comunei Bucnere. Cam ce servicii sociale putem acorda noi în mod concret la nivelul Primăriei Bucnere? De informare, de consiliere, prestațiile sociale, deci sunt mai multe categorii. Prestațiile sociale, te rog să insist că eu aș diferenția aici. Nu mai pic, ca să înțeleagă toată lumea. Ce putem face în mod real? Că le dăm niște bani, noi facem documente, așteaptă un pic. Cei aflați în dificultate primesc la un moment dat niște bani, alocații, una ajutoare, așa mai departe. Dar dincolo de asta, care ar fi, într-adevăr, dacă există, poate aprecierile mele n-au fost cele mai corecte, dacă există disfuncționalități, ce nu putem face cu adevărat și din ce cauze. De exemplu, compartimentul de asistență socială e format din tine și din reprezentantul plătit de UNICEF, Laurie Petrișor, da? Da. Cam atâta. Considerații, apropo de serviciile pe care le putem oferi
s-ar putea face. Ca să înțelegeți unde suntem. La un moment dat, cineva poate să spune că noi avem mai puțină bunăvoință. În sfârșit, pentru clarificarea situației, poate este bună o mică dezbatere, o discuție pro și contra. Deci, fiind o comună mică, la nivelul comunei noastre, nu avem centre de zi, nu avem servicii specializate. Nu avem infrastructura fizică. Da. Și poate chiar și niștea birocratică. Și cazul din că toți copiii au fost preluați în centru sau la asistenți maternali profesioniști. Deci aici este... De aici și diferențierea, da? Pentru înțelegerea celor care sunt mai măturiți, mai puțin inițiați. Diferențierea între serviciu social, care înseamnă infrastructură, da, înseamnă o autorizare, și compartiment. Noi suntem structura minim posibilă. Deci, ca compartiment, nu ne mai putem acredita din cauza asta, că nu avem nimic pe raza comunei noastre. Nu avem nimic ce? Nu avem asistat sau infrastructură? Nu avem infrastructură și din cauza asta București nu e de acreditare. Am încercat aici, că la un moment dat am fost interesat și doamna Lidia știe, când lucrează în domeniu, să accesăm bani pentru o infrastructură fizică adecvată, un centru de asistență. Te-am obținut până la 80.000 de euro pe anumite programe și acum putem obține. În schimb, ar trebui să-i asigurăm funcționalitatea, cel puțin 5 ani, dacă nu ni se impută bani și așa mai departe. Am fost pentru o corecție informare și la centru de la Hârlă de mai multe ori, am admirat ce fac acolo. Ei reușesc deocamdată să o scoată la capăt cu finanțarea care însoțește, de fapt, asistatul, dar trebuie să ai un anumit quantum, pentru la 300. La 1250 în sus. Deci cel mai mic, camerele cele mai mici. Da, poate. Am avut interpelări de bună dreptate și din partea cetățenilor, tot așa. Băi, tineri, măi branșați la ceea ce înseamnă problematica socială. Cei mai vârstă, sărace, să mulțumesc, să primească pensia, îi mai vizităm din când în care sunt în dificultate. În sfârșit, mai primesc sau nu mai primesc medicamente gratuite, dar pentru cei care, cu adevărat, nu au nici alte venituri, ideal să poți organiza așa ceva. Identificatem și locații. Cine va veni cu propunerea la școala veche la Filipești? Evident, ai clădirea, dar mai trebuie restul. Clădirea trebuie să îndeplinească anumite condiții, nu orice tip de clădire. Sunt niște standarde de proiectare, de realizare cu baie, mă rog, calculate serviciile astea, ingredientele raportate la fiecare asistat, cu bucătărie, dar nu chiar la primul vedere asta. Cam aici suntem, încercăm să ținem lucrurile sub control la nivel minim, dar asta nu înseamnă că avem și eficiența așteptată și de beneficiar și dorită și de noi la urma urmei. Statul intervine cu diferite programe care se derulează prin intermediul administrației locale. Ceea ce pot face cu adevărat, și au experiență și la Măica și Claudiu Petrișor, mai este doamna Burlacu pe asistență medicală, ei, în primul rând, au realizat identificarea persoanelor vulnerabile, cu tot fel de recensământ. De la începutul activităților, sunt bine coordonați de structurile municep la nivel de județ. Mm,
oferă cu adevărat asistență juridică la un moment dat, că sunt persoane vulnerabile care nu au acte de identitate, de exemplu. Nu ai acte de identitate, nu există, nu pot beneficia de minimul de servicii. Singurul lucru care am dat, sau singura persoană cel scurt, care am dat-o bara, a fost nenea fantazică, că el nu a dorit, nu a dat concursul, dar asta e, el nu are act de identitate valabil. Consider că eu fac treaba bună. Este o abordare, din păcate, excesiv de birocratică. Palierele care sunt situate deasupra administrației locale caută să acopere de hârtii. Noi, poate, reacționăm pe principiul conservării sau autoconservării similare. Asta după cât știu la multe afaceri treabă bună pe din zona întocmirii dosarelor alocații, ASF-urile, asta ai, și chiar direct alocația de stat, ori ce pleacă documentație. Deci, ăstea merg, dar îngrijirea propriu-zisă, asta nu merge. Nu merge nici aici, nu merge, de păcate, în toată țara. În sfârșit. Avem asistat și la centru de la Hârja, după câte știu. Am făcut mai două vizite acolo. Da, și da. Doamna Grigori e mai întrebă. Am vrut și înainte de sărbători. Ați avut activități extrascolare. Am văzut și la televiziune câteva experiențe foarte interesante pe partea afectivă pe partea psihică a persoanelor, da. E cam abandonat, vă dați seama că femenii mai interesează, mai mult apropiindu-o de vârsta lor. Nu mai departe. Dar sunt foarte bine îngrijiți acolo, foarte curat. Da, sunt îngrijiți. Partea spirituală, partea să plătească pe unde. Au foarte mare nevoie de afectivitate. Își doresc să te duci acolo și să stai pur și simplu, să vorbești cu fiecare în parte. Pentru că își doresc să stai alături de ei o zi întreagă, să ne vorbești. Am văzut chiar de la televizor. Suferă de sigurătate. În centru de asistență e persoane în vârstă, la vârsta 3-5, care au fost mari personalități, profesori universitare și așa mai departe, aveau copii foarte bine realizați și cineva din zona unui ONG, am văzut că nu a avut o inițiativă cu nepoți de ocade. I-au dus pe ăștia mii de la bală care s-au apropiat pur și simplu de această calitate care înseamnă foarte mult planul afectiv al celor bătrâni. Au sărit în gâtul lor până la urmă s-au acomodat. E tragic, într-un fel, dar probabil și asta ne arată o realitate dincolo de ceea ce dezbatem noi. Dar este bine că o discutăm și spune că un gând bun contează uneori. Atât, mulțumesc. Dacă mai ai ceva, completat? Da. Îi dau cuvântul domnului președinte de la Comisia de Specialitate. Da. Doamnelor și domnilor consilieri, Comisia de Specialitate, în ședința anterioară, a studiat acest proiect de hotărâre, inclusiv regulamentul, fiind un regulament cadru, care așa cum l-am văzut, după părerea noastră, este complet, mai poate fi completat și ulterior, probabil în funcție de nevoile sociale care vor apărea și nu au fost identificate până în prezent. Sau cele care apar din comunitate, e foarte important să fie adecvat nevoilor asistatelor din comunitate. Da, considerat că este un regulament cât de cât organizat și planificat legal și am dat aviz de favorabil. Ne mulțumim.
Dorește cineva să ia cuvântul dintre domnul consilier? Trecem la vot. Cine este pentru? Amendamentul a fost aprobat. Trecem la punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul compartimentului de asistență socială pentru anul 2018. Domnul primar. Da, o să intru în problematica specifică de hotărâre. La primul articol, aprobarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale din cadrul compartimentului de asistență socială pentru anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre. Articolul al doilea. După aprobare, secretarul Comunei domnul Cerei Vasile va comunica hotărârea primarului Comunei Bucnele, doamnei Scutaru Elvira și instituției prefectului de Tebacos va aduce la cunoștință publică prin afișare. Eventual, cred că este de interes să reparcurgem un pic acest plan, așa cum este el structurat. Are un scop. Definit cam în felul următor, să fie în măsură prin acțiuni și activități cuprinse să satisfacă nevoile locale identificate din perspectiva nevoilor sociale, să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor de persoane vulnerabile, precum și să contribuie la creșterea calității vieții persoanelor. Sunt prevăzute acțiuni și activități care urmează a fi derulate. Și se regăsește chiar o prioritizare despre care ați luat cunoștință. Finanțarea asistenței sociale, s-au făcut comentarii, sunt niște obiective generale și la nivelul Comunei Bogdănești au fost identificate, puneam în urma care interesează următoarele categorii de beneficiari cu nevoi sociale care fac sau pot face obiectul măsurilor propuse prin planul anual de acțiune cu cum urmează. Copiii din familie aflați în situație de risc de abandon școlar cu handicap sever. Copii ai căror părinți sunt plecați la muncă în străinătate, beneficiari alocație de stat îndemnizate creștere copilului stimulent de inserție, beneficiari alocate pentru susținerea familiei ASF-ului, beneficiari venit minim garantat, beneficiari ajutor de încălzire a locuinței, asistent personal, cu care am discutat, beneficiari indemnizate personale ca handicap, beneficiari ajutor de urgență, beneficiari simulente educațional acordat sub formă de etichete sociale și persoane învârșite, alte persoane în situație de risc social. Deocamdată atât. El este concretizat, am văzut. Aici. Dă-ne cuvântul domnului președinte cu Comisia de Specialitate. Doamnelor și domnilor consilieri, Comisia de Specialitate numărul 2 a studiat acest proiect și a dat aviz favorabil. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Dorește cineva dintre domnii consilieri să ia cuvântul? Trecem la vot. Cine este pentru? Amendamentul a fost aprobat. Trecem la punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de concesionare a terenului în suprafață de 1520 de metri pătrați din Albia Minoră a râului Oituz, aparținând domeniului public al statului aflat în administrarea Administrației Naționale a Apelor Române, în vederea executării lucrărilor de construire pod din beton armat cu un fir de circulație peste râul Oituz, zona Zlogoziei, sat Bogdănești, Comuna Bogdănești, județul Bacău, inițiator domnul primar. Dăm cuvântul domnului primar. Mulțumesc și domnului președinte, consilier Răbeanu. Nu mă recepez, durează aproape un minut, așa,
aspecte. Este un precedent, nu neapărat în ceea ce privește lungimea titlului, cât acest gen de dezbatere. Am mai intrat un pic în problematică anterior, când am vorbit despre grupul de acțiune locală, Valea Trotușului, care sperăm noi ne va ajuta să obținem o parte, pentru jumătate de implementare acestui obiectiv. Este un precedent acest proiect de hotărâre în ceea ce privește gestiunea terenului. Deci, se pune de sub podul de beton armat, care va fi foarte important pentru zona respectivă. În ceea ce privește administrarea terenului, ocupat propriu-zis de elementele constructive, cele două culei, pilele și așa mai departe, dar și suprafața efectivă din zona proximă a punții. Acolo, conform proiectului, urmează să mai fie efectuate semnete gabioane și așa mai departe. Vreau să o rezolvăm mai simplu. În schimb, evident, în mod ferești, nu putem rezolva decât în mod legal. De aceea și necesitatea dezbatere și sper eu, am rugămintea în acest, adoptarea acestui proiect de hotărâre. La primul articol propus să se apropie inițierea, insist asupra acestui termen, să se aprobe inițierea procedurii de concesionare a terenului suprafață de 1520 m² din alba minoră a râului Oituz, aparținând domeniului public al statului, aflat în administrarea Administrației Naționale a Apelor Române, în vederea executării lucrărilor de construire pod din beton armat cu un fir de circulație pe teritoriul Oituz, zona Prăbodie, stat Buzănești, comuna Buzănești, județul Bacău. Articolul al doilea, după aprobare, hotărârea va fi dusă la îndeplinire de primarul Comunei Bogdănești prin compartimentul financiar contabil și compartimentul achiziții publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului. Al treilea articol, după aprobare, hotărârea va fi comunicată de către secretarul Comunei, domnul Vasile, primarului Comunei Bogdănești, compartimentul financiar contabilitate și compartimentul achiziții publice și instituții prefecte de județul Bacău, Administrația Națională a Apelor Române, Administrația Badenală de Apă Sereț, sistemul de gospodărire a Apelor Bacăului. Cam fost așa și pentru neinițiat, dar și pentru mine, cu experiență. Aici reamintesc, pentru că putem datoria față de domnul Stângă, care a alergat pentru a ajunge aici. Înțelegi că am stupot, dar lucrurile sunt simple. Există o lege a apelor. Conform legii apelor, terenul din Albia Minoră, din Albia Majoră, este administrat de către Ministerul Apelor prin o structură administrativă, Administrația Națională a Apelor Române. Ca să putem folosi terenul atât pentru executarea construcției și pe toată durata existenței construcției, normal trebuie să inițiem, repet, să inițiem procedura de concesionare și să o finalizăm în ultima instanță. Am insistat pe acest termen specific, inițiere. Inițierea procedurii de concesionare a suprafeței de 1520 m² este suficientă ca să obținem avizul de la Apele Române, aviz necesar pentru emiterea autorizației de construire. În intenția noastră, și va figura în programul de investiții, deja figurează, de anul trecut va continua, într-adevăr, trebuie să-i asigurăm finanțarea anul acesta și să trecem la executare. Fără autoritate, evident că nu putem începe această lucrare. Mai avem de obținut avizul de la Apele Române și nu asta facă, nu? Și de la mediu. Și de la mediu, care sunt condiționate tot de proiectul ăsta de hotărâre. Uneva de la mediu cu berii, un întâmplător în momentul când debitul Oitudului permite acest lucru, printr-o
situație similară cu cea de la Filipești, sper că putem începe consultă. Pot spuneam punct de trecere foarte important pentru doamna Slobozie. Atât deocamdată. Dau cuvântul domnului președinte de la Comisia de Specialitate. Da, vă mulțumesc. Doamne și domnule consilieri, în ședința anterioară am studiat acest proiect de hotărâre, așa cum a anticipat și domnul primar. Noi, ca și comunitatea locală, ne-am propus să construim acest pod care este de utilitate absolută pentru zona respectivă și nu aveam cum să nu aprobăm favorabil acest proiect, datorită faptului că face parte din șirul ăsta de aprobări, proiectare, avizare și toate cele necesare până la finanțare și efectiv construirea acestui pod. Pentru aceasta l-am avizat favorabil și cred că și dumneavoastră o să-l votați la fel. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Trecem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc pentru faptul că ați dovedit înțelegerii și ați votat favorabil pentru toate proiectele de modele. Cred că a fost ultimul din partea noastră. Trecem la punctul 12. Informare cu privire la activitatea de asistență protecție socială la Roate Bogdănești, județul Bacău, pentru anul 2017, prezintă doamna scutarul Lămâița Elvira, consilier. Îi dăm cuvântul doamnei scutarul Lămâița. În calitate de consilier cu probleme sociale în aparatul de specialitate al Comunei Bogdănești, cu privire la activitatea de protecție și asistență socială la Comuna Bogdănești pentru anul 2017, vă aduc la cunoștință următoarele aspecte. Până pe data de 31 decembrie 2017, s-a întocmit un număr de 25 dosare privind alocațiile de stat pentru copii și s-au înaintat la Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Bacău. Cuantumul a rămas în sumă tot de 2000 de lei până la 2 ani și de 84 după 2 ani de zile. Privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, au fost înregistrate 7 dosare, care au fost înaintate la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecții Sociale Bacău. Cuantumul lunar se calculează în procent de 85% în funcție de media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anterior datei nașterii copiilor. Pentru alocația de susținere a SF-ul avem înregistrat un număr de 63 de dosare, care sunt în plată și acum. Aici intră, iese, depinde de cuantumul venitului net al persoanei în familie. La legea 448/2006 avem înregistrate 22 de dosare indemnizații handicap și 2 dosare asistenți personal. Referitor la prevederile legii 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, sunt în număr de 12 copii în plasament familial. Aici dau citirii copiilor pe care i-a de Petrea Andrei, Preda Andrei, Mihale Andreea Georgiana, Măriuța Ana Maria, Măriuț Ion, Ionuț Constantin, Măriuța Andrei Alexandru, Dinga Cosmin Gabriel, Dinga Marius, Vlad Bianca Andreea, Vlad Ana Maria, Vlad Rebecca, Vlad Sorin Ștefan și Vlad Adi. La acest compartiment se mai efectuează și un număr mare de anchete sociale pe mai multe categorii, după cum urmează. Părinți ai căror copii sunt încadrați în gradul 1 de handicap, persoane care sunt încadrate în gradul 1, 2 sau 3, solicitări de la judecătoria Onești privind cazurile de divorț la modul de întreținere, creștere și educare a minorilor, părinții cu venituri mici ai căror copii beneficiază de bani de liceu, anchete sociale de recomandate, adresate nouă de GASPC-ul Bacău pe care ni cer aceste anchete, anchete pentru instituirea tutelei curaterei, anchete pentru minori beneficiari de o măsură de protecție specială,
Anchetele se mai efectuează și la prestația venit minim garantat și ASF din 6 în 6 luni. La venitul minim garantat avem înregistrate un număr de 17 dosare. Iar la încălzirea cu lemne am avut înregistrate un număr de 87 de dosare pe anul trecut. La tichetele sociale, legea 248 pe 2005, avem un număr de 2 tichete sociale. Aici aș vrea să fac o precizare la toate prestațiile privind, că aici se intră și se iese, spre exemplu, la ASF. Venitul pe o persoană trebuie să fie de 530. În cazul când o persoană din familie se angajează, se depășește venitul, încetează prestația. La ajutorul social, tot la fel. Deci, când nu vine la efectuarea orilor, nu mi-aduce certificatul medical constatat de grad, la forțele de muncă nu se prezintă, deci automat avem intrări și ieșiri, nu se mai încadrează. Că mulți oameni zic, de ce... Dar el crede cum e la alocația de stat, în momentul când o depus dosarul, gata, dosarul ăla merge, nu are nicio treabă. Deci nu. Și la tichetul social tot la fel. Este un cuantum în care trebuie să încadreze familia respectivă. La încălzirii tot la fel. Deci sunt prestații în care sunt foarte stricte și bine definite. Trebuie să respectăm legi. Mulțumesc că asta a fost informat. Dorește cineva să ia cuvântul, domnul consilier? Îi dau cuvântul doamnei. Da, din informarea domnului Scutaru, este că ce-a desfășurat o activitate bogată în privința asistenței și protecției sociale, atât în depunerea, întocmirea de dosare pentru diverse situații, avocații, indemnizații, așa cât și în efectuarea unor anchete sociale, cât și în îndeplinirea condițiilor din acele dosare. Observ că a crescut numărul de la fiecare categorie. La copii aflați în clasament, acum sunt 12 copii, din care nu numai din familia Dinga și Vlad, anul ăsta s-a dublat. S-a dublat, da. Sunt 7 copii, da, în acea familie. Un fapt împucurător, mă gândesc eu, este faptul că s-au depus 25 dosare pentru alocații de stat. Asta înseamnă că s-au măsurat 25 copii. În anul mai mult, așa, ceea ce este un lucru împucurător pentru noi. Felicit, doamna, pentru abilitatea voastră, prezența în permanență la dumnealor acasă. A determinat ca familia respectivă să-și reînscrie copilul la școală. Pentru asta vă mulțumim. Vă dorim succes în continuare și, bineînțeles, o colaborare cel puțin la fel de bună și pentru anul în curs. Mai dorește cineva să ia cuvântul? No. Trecem la punctul 13. Raport cu privire la activitatea desfășurată de asistenții personale pentru persoane cu handicap pe semestrul 2017. Prezintă doamna Scutaru Lăunița Elvira, consilieră. Dăm cuvântul doamnei Scutaru Elvira. Da, deci raport privind activitatea asistenților personale. Aici avem 2 asistenți personali. Este cazul Brănici, soț și soție, Brănici Albina, Brănici Constantin, în care își parcurg etapele îngrijire și tot ce necesită un copil. De conform fișei postului, asistentul personal al persoanei cu handicap are următoarele obligații: să acorde îngrijire, supraveghere și ajutor minorului sau adultului, asigură alimentația corespunzătoare persoanei cu handicap, servește masa respectând orele de masă, asigură vesela și condițiile igienico-sanitare necesare, alimentează direct sau sprijină bolnavii care au nevoie de ajutor, urmărind educarea și formarea de prinderilor de autonomie, asigură igiena corporală a bolnavilor, alejurii de corp, articole de îmbrăcăminte, alejurii de pat, întreținerea curățenii și măsurilor igienico-sanitare. Asigură aplicarea tratamentelor prescrise de medici, sesizând la timp semnele de boală sau acutizare și măsurile ce se impun, transport spital, solicitare, control medical,
respectă și sprijină realizarea planurilor de recuperare indicate de specialiști, kinetoterapie, ergoterapie, terapie inițiate de centrele de recuperare. Participă la formele de perfecționare. Deci, cam atâta este. Dorește cineva să ia cuvântul? Deci, să duc au grijă de copii. Nu, trecem la punctul 14. Raport privind activitatea desfășurată de serviciul voluntar pentru situații de urgență în anul 2017 prezintă domnul Andrușcă Constantin, șef serviciu voluntar situații de urgență. Dăm cuvântul domnului Andrușcă Constantin. Vă mulțumesc. În perioada anului 2017, în calitate de șef serviciu voluntar al Comunei Bobulești, am desfășurat următoarele activități. A fost întocmite și realizate de către inspectorul și șefa inspectorului pentru situații de urgență al județului Bacău următoarele documente. Plan de pregătire în domeniul situației de urgență, program de măsuri privind activitatea de prevenire și de intervenție a serviciului voluntar de situații de urgență, fișa localității a Comunei Bogdănești, plan de măsuri pentru diminuarea efectelor negative ale fenomenelor de caniculă pe teritoriul Comunei Bogdănești și aici mai avem un plan tot de diminuare a efectul negativ pe sezonul rece. Plan de apărare împotriva inundațiilor, înghețurilor și acolorilor accidentale cu Comitetul Local de Situații de Urgență Bogdănești pe perioada de 4 ani 2007-2021. Au fost întocmite reguli și măsuri specifice de apărare împotriva incendiilor corelate cu nivelul și natura riscurilor locale, și anume prevenirea incendiilor la gospodării de populație, terenul agricol și la fonduri forestiere. Toate aceste reguli și măsuri au fost aduse la cunoștință cetățenilor prin intermediul preoților din comună, prin afișare la instituții publice și operatorii comunici, puncte de informare preventive la primării, dispensari și la școala din localitate. Au fost întocmite toate temele de pregătire în domeniul situației de urgență, a preșcolare elevilor din învățământ primar și gimnazial. Temele au fost analize directoarei școlii Bogdănești, s-au asigurat asistență pe linie de situații de urgență directoarei școlii pentru întocmirea documentelor necesare. Activitatea de apărare împotriva incendiilor a fost organizată și desfășurată în conformitate cu prevederile legii 307/2006, Bomai, numărul 163/2007, pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor. Au fost întocmite acte din autoritate privind apărarea împotriva incendiilor conform prevederilor ordinului 163/2007 emise de Ministerul de Stat și Internă pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor. Am participat la toate ședințele prezentate de ISU Bacău, cu privire la informarea și instruirea pe linie în situații de urgență. S-a acționat cu motopompa din dotare serviciu pentru evacuarea apei din fântânele publice și private din Comuna Bogdănești, în vederea igienizării vor amină trecut și alte intervenții pe linie de situații de urgență și dispozițiile date de domnul primar al Comunei Bogdănești. S-au dat răspuns la toate adresele transmise de ISU Bacău pe linie de situații de urgență. S-au desfășurat acțiuni de prevenire la școală, grădiniță și la biserici pe linie de situații de urgență împreună cu inspectoratul de situații de urgență Bacău. S-au luat măsuri de igienizare a șanțurilor de pe imaginea trotuarelor din depăstarea vegetației cu cositoare din dotare. Având în vedere atenționarea meteo transmisă de ISU Bacău, pe perioada manifestărilor, fenomenelor hidrometeorologice, regulații, precipitații abundente, pe perioade de caniculare. Pentru evitarea apariției unor stări potențiale generatoare de situații de urgență, s-au întreprins următoarele măsuri. Asigurarea permanenței la primărie, acționarea cu utilaje cu care s-au încheiat contracte de prevenirea și limitarea efectelor fenomenelor meteorologice pronunțate în baza planurilor de intervenție. Instruirea populației privind prevenirea incendiilor în gospodării pe teren agricol și la fond forestier. Avertizarea populației prioritate a locuitorilor din zonele cele mai expuse la inundații și caniculă. S-a supravegheat durata atenției meteorologice hidrologice. S-a supravegheat pe durata atenției meteorologice, a podurilor și podețelor și altor secțiuni înguste de pe costul de apă, de pe raza Comunei Bogdănești, în scopul evitării blocării, a zonă în care este posibil formarea de tori a torenților.
Verificarea traseelor de evacuare a zonei de acordare de prim ajutor, atenționarea turiștilor și a celor care tranzitează zone de risc, despre pericolul la care se expun în condițiile comportării pe firul postului de apă Oituz. Așa. Așa, identificarea și monitorizarea sectoarelor de activitate în care crește riscul de incendiu, în condiții caracteristice temperaturilor ridicate și lipsei precipitațiilor. Interzicerea utilizării focului deschis în zone afectate de uscăciune avansată. Transmiterea situațiilor operative la Secretarul Tehnic Permanent de Organizare de Centru Operativ Județean, din cadrul special pentru situații de urgență mai constantine la județul Bacău. În urma controlului efectuat la grădință, școală, general, biserică și casa comunii, de pe raza comunii, nu s-au constatat nereguli. Pe tot parcursul intervalului anului 2017, am intervenit la toate evenimentele dependente de situații de urgență, incendii, accidente auto sau începuturi de incendii, anunțate prin serviciul 1 de urgență 112. Toate, total incendii anul 2017, 6, incendii la gospodării populație 4, incendii la agenții economici 0, incendii de vegetație, uscat și făriș 2. La aceste incendii am colaborat cu pompierii militari. Total controlat de terenie la gospodării populație 150, din care ne regul 50. S-a efectuat instruirea următoarei categorii de personal în prezența reprezentanților de la ISU Bacău. Membrii CDSU și COAT Bogdănești 13, un inspector de protecție civilă și 11 membri CDSU, una aplicație cu 11 membri CDSU în cazul producerii unui potrivit incendiu la primăria Bogdănești, exercițiu de la mare evacuare în cazul producerii unui potrivit incendiu la școala gimnazială Bogdănești, la care au participat 10 adulți, 90 de copii și 6 membri CDSU Bogdănești. S-a participat la concursul zonal la Târgu Ocna. S-a întocmit 35 de rapoarte de activitate de intervenție pentru justificarea consumului de carburant pentru motopompe, drujbe, căsătoare și generatoare electrice. Avem tabelul cu materialele în dotare. Aici avem două motopompe, două generatoare, stingătoare, costume, mănuși și alte material. Pentru îmbunătățirea activității deșurate de serviciu voluntar propun achiziționarea unui costum de identificare și SBSU și 21 de costume de protecție pentru serviciu voluntar. Concluzii și propuneri de îmbunătățire activității. În anul 2018 va trebui să însemne exploatarea la maxim un nou sistem de management al situației de urgență în cadrul instituțiilor publice și agenților economici. Se va urmări în continuare programul de informare a populației și salariaților de elaborarea unor materiale explicative, lărgirea cadrului de pregătire specifică în școli generale și în instituțiile publice și agenții economice. Continuarea procesului de identificare a unor noi poți și modul de intervenție și încheierea unor convenții. Completarea dotării și protecției civile, monitorizarea zonelor de risc și luarea tuturor măsurilor posibile pentru limitarea și lătrarea înlăturarea urmărilor acestora. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Mărește cineva să ia cuvântul? Îi dau cuvântul domnului consilier Vlad. Am ascultat cu atenție materialul prezentat de domnul Andrușcă Constantin. După părerea mea, anul trecut, cred că cea mai mare realizare pe linia asta a fost construcția acestei așa zise remize de pompieri care a reușit să să adunați toate materialele necesare. Cred eu că a fost un lucru cât se poate de important, pentru că aveți o groaie de materiale care erau depozitate pe mijlocul, nu știați de unde se ia. Ați cheltuit banii din, cum se spune, din cotizația depozitului de cetățeni în mod corect și pentru asta vă felicit și vă doresc ca și pe viitor să aveți grijă de populația românească, dar sunteți șef de servicii de ordine. Ne amenințați că vă mulțumesc. Da, vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Eu. Dau... Da, e domnul Romeică. Da, dau cuvântul domnului
Am și eu câteva cuvinte de laudă pentru doamna Andoșcă, ceea ce ne-a prezentat în partea noastră. Spun că acest om n-are văd nici anotimp, nici vară, nici toamnă, nici iarnă, el totdeauna are probleme. Și de aceea ce au cerut eu prin raportul acolo de costum, de să fim îngăduitori cu el, să-i aprobăm ceea ce ne cere. Am avut și eu cu dânsul de a face cu foc pe linii din silvicultură. Este un bun profesionist, știe să aduni oameni imediat când este necesar. Și de aceea îi cer în continuare succes. Vă mulțumesc. Vreau cuvântul domnului primar. Iată, nu mai e nevede. Nu mai e. În mod firesc mă interesează și această problematică, pentru că sunt președinte în comitetul local pentru toate modele, care se adună cam greu, da? Câteodată suntem toate cam gelante. În schimb, compensează activitatea serviciului voluntar pentru toate urgențe. Mă, să nu și-o iei în cap, doamna, nu-i chiar așa. Fără vina lui, fără îndoială, al vinovat eu sunt. Normal, ca de fiecare dată. Fiecare subsistem reflectă în mod inevitabil situația din sistem. Dar când treaba merge cum merge, mai greu să meargă la administrație locală. Mai bine, cei care mă ritmi țării suntem, în primul rând, pe partea de dotare. În al doilea rând, în ceea ce privește prezenta, dacă vreți participarea voluntară, sistemul cu voluntariat nu prea merge nici la noi, nici în altă parte. Deci, e o situație oarecum contradictorie, cum și contradictorie este sistemul. Ceea ce reușește el cu adevărat ca să compenseze, într-adevăr, prin responsabilitatea pe care o are, prin amegate și prin amplasamentul pe care îl are în centrul comun. E aproape ce de podul, peste oitul, departe. Și are abilitatea, în continuare, sunt convins că își va menține această abilitate, nu știu ce activitate publică, mai ales, dar nu numai și acasă. Este foarte important să pui în valoare niște abilități proprii. De a menține nucleul critic necesar, în ceea ce privește această problemă a voluntarilor. Are oricând câteva dintre voluntari care îi pot fi alături. Și, într-adevăr, avem șansa de a relaționa cu detașamentul de pompieri din Onești. Știu că se lucrează la un act normativ, dacă nu a fost trimis cândva, pentru comunitățile care sunt până la o distanță de 20 de kilometri, dacă ne trebuie exact, beneficiază de ajutorul lor. Deci nu mai suntem obligați să ne procurăm mașina de intervenție, care era și imposibil să putem în condițiile actuale. Nici totul nu reușește să fie comunitate mai mare, pentru că nu avem condiții. Acolo trebuie să ai angajați permanent, 24 din 24, sunt multe de scos. Adevăr, au fost niște realizări în acest domeniu, așteptate, de fapt, și planificate, chiar din anii anteriori. Remida, dacă acolo mai trebuie făcut ordine, eu trebuie să spun așa, dacă aș fi voluntar, nu prea aș îmbrăca costumul ăla. Deci aici trebuie să mai investim dacă o să avem model. Și generatorul de curent pentru primărie, în caz de evenimente majore. El este funcțional, trebuie să fie funcțional, ca să putem asigura curentul necesar funcționării logistice.
în situație. Adică, dacă v-am amintit, l-ați aprobat în lista de investiții anul trecut. Este în valoare de aproape 30.000 de lei. E posibil, a fost continuu din partea administrației locale. O să continuăm pe acest trend. Eu n-am decât să-i mulțumesc, îl felicit pentru ceea ce știe să facă, dar cumva puțin, dacă știți ce salarii au avut, 13 milioane, portorul curții de conturi, nu am mai nu l-am mai controlat. Evident că șef de serviciu nu e un mare șef de serviciu, cum nu sunt nici eu un mare primar, că nu mai departe. Puteți mai mult. Sper să vă ajut mai mult în mod firesc, adică să-l stimulez, pentru că este un principiu al legii salarizării, trebuie să aibă și un efect de stimulare. Dacă găsește bani mai mult la altă primărie, eu îi doresc succes și mi-ar părea rău să plece așa, mă. Nu știu ce. Cred că ajung la un echilibru, dar de obicei. Îl felicit și să fie sănătos, să-ți cumpărăm un costum special acasă, să arate așa de serviciu. Felicitări, tenele, să fii sănătos. Într-adevăr, e nevoie de ceea ce se numește bună credință, în primul rând. Asta fundamentează și responsabilitatea și restul sunt vorbe. Mulțumesc. Vă mulțumim, domnul primar. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Trecem la punctul 15. Informare cu privire la stadiul lucrărilor de completare a datelor în Registrul Agricol pentru semestrul 2-2017. Prezintă doamna Bursuc Rodica, referent. Îi dăm cuvântul doamnei Bursuc Rodica. Informare privind stadiul lucrărilor de completare a datelor în Registrul Agricol pe semestrul 2 al anului 2017. Pe semestrul 2-2017 la UAT Bobănești au fost un număr de 57 de bobăniști de anume. 19 volume cu 915 poziții la satul Bogdănești, 6 volume cu 268 poziții la satul Filipești, 30 volume cu 1408 poziții la Străinaș, 2 volume cu 33 de poziții la persoane juridice. Aceste registre agricole au fost completate la toate pozițiile de rând, atât pe suporte hârtie, cât și pe suport electronic. S-au completat toate modificările intervenite datorită actelor de vânzare, cumpărare, donație, testamente sau altele, atât în registrele pe suport de hârtie, cât și la registrele pe suport electronic. Aceste modificări și în registrul pe suport electronic au fost făcute, efectuate de mine, deoarece domnul inginer Mocanu nu mai are timp pentru așa ceva, s-o ocupă cu alte. Pe suport electronic, da, pentru că n-am mai reușit, domnul inginer. Tot anul ăsta, 2017, am completat el pe suport electronic. Și tot început de el. N-am mai reușit. Deci n-am făcut nimic pe anul trecut. Dar anii anteriori? Anii anteriori, da. Înseamnă că spune problema actualizării, an de an. Păi da, dar din 2015, de când s-a actualizat registrele, n-am mai completat, domnul inginer. Eu a trebuit să refac din nou, pentru că s-au modificat străzile și numerotarea. Și a trebuit să bag un calculator din nou. Cam la ce stadiu? Am completat, am reușit. Și sistem electronic? Da. Ai reușit în plan, ceea ce el a reușit în mai mulți ani. O să fie mai greu acum, spune problema Registrului Național. Da, da. Pentru preluarea datelor de către statistică. Aici o să fie o problemă. Pentru că absolut toate datele care vor fi înscrise în registru pe suport de hârtie, absolut trebuiesc incluse și în Registrul Național. Pentru preluarea datelor. De aici să preia statistica. Aici o să fie mai greu. Domnul inginer.
inginer, este... Asta e o treabă bună. Este nominalizat, domnul inginer, pentru chestia asta, dar nu știu când o să le facă. Mai am de rămân inginer, răspundem. În bani avem de salată. Pentru că nu se dovedește. Este mult. Asta e treabă cu cătării. Mai rest, îți la zi. Dar am început și totul. Asta cu acum, ca să nu fiți modest, am observat pe spate că aveți și un certificat. Nu e de... Ia fetii. Trebuie să trag la Xerox. Da, am și eu. Și am chiar vreau să vă felicit și să apreciez că, cu siguranță, din punct de vedere al profesionalismului, ca să fim la curent cu legislație, obligator trebuie să citim legislația, să actualizăm legislația. Deci să ne pregătim profesional. Trebuie să trag la Xerox. Vă mulțumim și dacă dorește cineva să ia cuvântul. Eram în Canlua, dar dintre conțurile e foarte lucrat, mai de cineva. Îmi dau cuvântul doamnei Cătălina. Da. După cum am zis, doamna a sfârșit o activitate intensă anul acesta, pentru că a completat atât pe suport, pe hârtie, în toate registrele, acum au aflat și după câte am aflat, o așteaptă și în continuare o muncă susținută. De aceea apreciez în mod deosebit profesionalismul de care vă dovadă, seriozitatea, implicarea în tot ceea ce face și dorim succes și în continuare. Mulțumesc! Vă mulțumim! Profesionalism! Mai dorește cineva să ia cuvântul? Da, eu. Dau cuvântul domnului primar. În mod firesc relaționez cu toți colaboratori și ei cu mine și n-au încotro. Mulțumesc și doamne Costu, într-adevăr, pentru ceea ce se numește responsabilitate. Atât modul de abordare a fișei postului, cât și partea de onestitate, de moralitate. Mă este ea invinuit. În primul rând, eu sunt învinuit de toate regele. L-am mintit de gluma pe care o mai făcea mai înainte. Ce este bine în comun, e meritul viceprimarului. Ce este rău, e meritul în primarului. Este într-adevăr un volum de muncă mare și aici se relevă pregnanță a fi sau a nu fi responsabil, pentru că ai niște afirmații, ai o semnătură și pot crea consecințe. Cum avem o adevărată cultură, privind suspiciunea la nivel național, este foarte important să ai niște colaboratori corect. Și ceea ce face, face bine. Toate că a scris foarte puțin, mă uitam pe raportul tău. Ce ai spus așa de puțin, dar într-adevăr ai esențializat. Este vorba de completarea datelor în Registrul Agricol. Pe lângă aceste date de completare în Registrul Agricol, eu mai am și alte activități în fișa postului. N-avea rost să le înșep. Da, păi este important că ai explicat despre ce e vorba. Eu sper că am completat, că dacă încă ta ar fi plătită la kilogram, la cantitate, ar fi păcălită. Dar asta e, dincolo de glumă, e de înțeles că și eu chiar sunt de acord cu acest principiu. Nu contează cât muncești în tot zi. Contează ce muncești, contează ideea, contează și eficiența la urmă. Atât, mulțumesc! Vă mulțumim. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Trecem la punctul 16. Solicitări adresate Consiliului Local Bogdăniști. Da, este o singură solicitare pe care dumneavoastră ați avut-o la mavă, dar totuși am s-o prezi, ca să-mi fac o treabă pe care trebuie să-mi fac. Deci este în atenția domnului primar și a Consiliului Local. Deci este o adresă de la Societatea Națională de Cruce Roșie din România. A fost primit în data de 23 ianuarie 2018. În baza bunelor relații existente între Crucea Roșie, Bacău și autoritatea pe care dumneavoastră cu onoare o reprezentați, vă trimitem prezenta adresă cu rugămintea,
de a sprijini demersul nostru, astfel încât primăria să devină membru susținător ca persoană juridică pentru anul 2018, contribuind la sprijinirea financiară și materială a Crucii Roșii Bacău. Crucea Roșie Bacău a intervenit în anii, în ultimii ani, în numeroase situații de dificultate și criză din județul Bacău. Vă amintim aici doar de intervenția post-dezastru din vara anilor 2005, 2008 și 2010, dar și cele din dată mai recentă, 2015-2017, și exemplific aici familii sinistrate din cauza unui incendiu în localitatea Săucești, intervenție post-dezastru după inundațiile din primăvara-vara anului 2016, familii sinistrate din cauza alunecărilor de teren sat Gâșteni, comuna Răcăciune, familii sinistrate din cauza unui incendiu în cartierul CPR municipiul Bacău, etc. În scopul participării Crucii Roșii Bacău cu forțe, mijloace și bunuri la îndeplinirea ca auxiliară a autorităților publice a sarcinilor stabilite de hotărârea Guvernului numărul 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, legea 481/2004 a protecției civile, legea 215/2001 a administrației publice locale, vă anexăm fundamentarea propusă privind aderarea la Societatea Națională de Crucea Roșie, filiala Bacău, pentru anul 2018. De asemenea, vă informăm că Societatea Națională de Crucea Roșie, filiala Bacău, are contul deschis și ne dă contul aici, la Banca Transilvania, Agenția ZIM. Vă adresăm rugămintea de a supune aprobării Consiliului Local hotărârea privind aderarea OAT Bogdănești la Societatea Națională de Crucea Roșie, filiala Bacău, ca membru susținător pentru anul 2018 și ne prezintă aici și o fundamentare la comune, unde este situația noastră, număr de locuitori între 1.500 și 3.000, suma pe care o propun cei de la Crucea Roșie este între 1.500 și 2.000 de lei. Atât, mulțumesc. Noi, vă mulțumim. Noi anul trecut nu am percutat. Da. 1.000 de lei. Bun. Păi nu am aderat la Crucea Roșie anul trecut? Da. Și cum asta trebuie reînnoită? Da, pentru anul 2018 vorbim aici. Acum un pic altfel față de alte entități de tip asociativ. Vreau să rog Comisia de Sănătate și așa mai departe să inițiați un proiect de hotărâri că într-adevăr mai ales că ne-a zis fost desfăchit, mă rog, să spune că gestul contează. Știu că acum, spre sfârșitul anului, au fost trimite niște bunuri, rezultate tot în urma colectei făcute de Crucea Roșie, deci n-au fost chiar, pot să spunem, nepăsători față de comunitatea din Bogdănești. Și cei de la compartimentul de asistență socială, la mâine își amintește cu Claudiu, le-au distribuit ca atare. Se spune că gestul contează și așa cum suntem noi, fără prea mari venituri, este un gest elementar de a participa la tot ceea ce înseamnă Crucea Roșie. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Păi eu am propus și ați acceptat cu punctul divers. Sunteți de acord în continuare. Rog să se consemneze și un proces verbal ceea ce discutăm. Am avut un eveniment care ne privește pe toți, pe dumneavoastră consilier și pe mine, ca ordonator de credit și pe doamna contabil, pe toată lumea. Am reflectat mult timp și am ajuns la concluzia că este cea mai bună soluție ca să discutăm la modul principial, pe transparență și așa mai departe. Credința salarizării. V-ați uitat careva în legea salarizării ce drepturi financiare aveți ca și consilier? E clar că nu v-ați uitat. Ați avut probabil încredere. Încredere am avut și eu, să am în continuare, dar am constatat o defecțiune în ceea ce privește indemnitatea care v-a fost calculată. În mod surprinzător și sunt convins că nu a fost intenționată.
Normal m-am sepizat pe ce înseamnă ca ordonator de credit să nu iei măsuri. Înseamnă infracțiuni, dosar penal asta. Dar nu pentru că înseamnă... Și pentru asta trebuie să admite că tot aici avem și interținești, și conștiință, responsabilitate, sună cam compot. Dar cu ajutorul Doamne, să sperăm că avem din toate. Că dacă depinde de noi, că Dumnezeu nu ne înghețe nimic cu forță, nu ne forțează la nimic. Deci, ați luat indemnizație prea mare. Asta este realitatea. Repet, n-am idei preconcepute, în schimb asta am constatat și sunt trebuie luate măsuri. În legea salarizării, la articolul 40, se prevede următoarele. Rezumat. În perioada 1 iulie 2017, 31 decembrie 2021, indemnizația maximă lunară de care beneficiază consilierii locali pentru participarea la numărul maxim de ședințe este până la 10% din indemnizația lunară a primarului, consiliului de teatru și așa mai departe. Dumneavoastră, și eu chiar am apreciat comportamentul dumneavoastră și în mandatele anterioare și în mandatul actual și mai nou prin actualizarea regulamentului de organizare interne, sunt la 5%. Astea vă sunt drepturile salariale. La 5% pe ședință? Stai să vedem dacă e așa. 5% din indemnizația primarului. Pentru ședință. Așa scrie în regulament. Dacă nu aducem din păi nu. Să vedem ce scrie în lege. 5% din indemnizația primarului maximă, domnul Gura, real, da? Indemnitatea maximă lunară de care beneficiază consilierul local pentru participarea la numărul maxim de ședințe este de până la 10%, adică în cazul dumneavoastră 5% din indemnitatea lunară a primarului. Cât am avut indemnitatea lunară, Romelea, până la sfârșitul anului? 5.000 cât? 5.000. 5.700? 5.800. Deci, 5% din 5.800. Dar, pe real, asta e indemnizația brută. După ce se rețin toate veramente către stat, 4.000 a rămas, poate cineva crede. Problema e că la noi încă nu s-a respectat și eu am dat dispoziție ce termen. Dacă nu se respectă, aplic sancțiuni. O declar public. Toate drepturile salariale și indemnizații trebuie afișate la sediu și pe site-ul primăriei. Uitați-vă în legea salarizării, se numește principiul publicității. Sunt mai multe principii care s-au la baza legii salarizării. Și a transparenței decizionale, eu sunt de acord și sunt obligat ca să am discuții cu angajații, prezint salariul brut și la propunere Consiliului. Dumneavoastră aprobat în Consiliul care este ședință publică și deci sunt mai multe principii. În sfârșit. Întâmplător am aflat de acest lucru. Că nu fac nici politică, aici am cunosc colaboratorii, cum mă cunosc și părinte, cum ne fac. Unul dintre consilieri, cum se spune, dintr-un, nu în exces, dintr-o obișnuință a moralității, ai, tămam, domnule, dar chiar așa bani mulți eu, și mai departe, e bine că nu o să dau nume. Și asta ne-a determinat să facem o verificare în mod normal. Evident că aici am un jurist în aparatul de discuții, domnul secretar, care e mai apropiat de legislație, doamna contactă și, într-adevăr, am constatat că sunt suspiciuni de încălcare a legii. Am adresat o solicitare scrisă compartimentului contabilitate, doamne Răcăuțeanu, să fac o verificare, având în vedere statele de plată pentru perioada respectivă, de la 1 iulie până la sfârșitul anului.
apoi legea salarizării și în funcție de ceea ce constată, se prezintă niște concluzii și măsuri de remediere a situației, de recuperare a prejudiciilor, cum spune Curtea de Conturi. A nu proceda la acest lucru și eu chiar vă rog să procedăm în mod firesc. Adică nici să ne supărăm unii pe alții sau să vă supărați, să vă treacă. Cum mă trece și mie, cum mă supăr și așa mai departe. Pentru că de pe vremea lui Vlad Tepeș era radicală. A nu ne face ordine singur, vine altcineva să ne facă ordine și nu este firesc. Pentru că eu sunt convins că avem capacitatea de autoreglare și suficientă responsabilitate și moralitate. Romina, ai referatul? Da. Da, te citești când ai să aude toată lumea. Investigările după putea s-a constatat că începând cu luna iulie, la consiliere local, s-a făcut deci, referatul ăsta era adresat instituției primarului, corect? Da. Da, să-ți prescinde normal și consiliere local. Adică pentru fiecare ședință s-a plătit 290 lei. Nu această sumă pentru toate ședințele, așa cum prevedere. Ce reprezintă 290? 5% din salariul dumneavoastră. Din indemnitate. Din indemnitate a brută, da? Da. Cât au fost. Cum ai interpretat legea? Domnul Vlad a făcut o acțiune aici. Cum ai zis? 5% pentru fiecare ședință? Da. Dați-mi voie să spun și eu. Sunt de acord. Lasă să citească până la cap. Dacă e momentul acum. Deci, activitatea Consiliului Local e prevăzută de legea 215 a administrației publice locale, plus prevăzut de regulamentul de funcționare și organizare a Consiliului Local, pe care noi l-am aprobat în octombrie sau noiembrie anul trecut. Noi cu toți. L-am actualizat. În regulamentul de funcționare și așa, este menționat faptul că la un anumit articol, consilierii prin vot am votat 5% din indemnizația primarului pentru o ședință ordinară. Și domnul secretar, dacă vreți să mă ajutați, parcă așa scriu, pe o ședință ordinară. E posibil să fie rămas mențiunea din regulamentul vechi. E posibil, eu n-am regulamentul în față. E posibil să nu fi fost pus în acord cu legea salarizării. Păi, unde este prevăzut în mod cert și clar pentru numărul maxim de ședințe care se pot organiza într-o lună. Da. Și numărul maxim de ședințe pot fi 3, da? Da. Care sunt plătite, evident. Una ordinară și două în comisie. Da. Deci, dar suma este 290 de lei. Asta este suma maximă care poate fi plătită. Pentru 3 sau pentru 2 ședințe. Dacă sunt 3 ședințe, se împarte la 3 și revine 97 de lei pentru fiecare ședință. Asta se face doar atunci când un consilier a participat la una sau două din cele 3, da? Ca să se știe exact ce indemnizații trebuie să primească. Dacă a participat la toate 3, primește 290. În cazul în care într-o lună sunt organizate două ședințe, cum de regulă se întâmplă, una ordinară și una în comisie, suma este tot 290. Da? Care se împarte la 2 în cazul în care unul consilier vine la o ședință ca să știe exact cât primește pentru fiecare ședință. În cazul ăsta, dacă regulament, eu nu l-am în față, repet, este stipulat pentru fiecare ședință și asta trebuie în ședința următoare să modificăm și acea prevedere din regulament. Și în legea salarizării, așa cum a zis domnul primar, se spune de la 0 până la 10%, nu? Da. Ei, în cazul ăsta o să trebuiască, cum spuneți, să reactualizăm regulamentul de funcționare, ca să putem supune la vot, poate nu supunem cu 5%, poate îl supunem cu 8% din nou. Deci, ca și procent... Asta nu trebuie votat? Nu. Ca și procent dumneavoastră ați votat
și este votat cu 5%, doar aserțiunea că pentru numărul maxim de ședințe trebuie prevăzut acolo. Rest, acum, dumneavoastră stabiliți că nu eu inițiez proiectul de hotărâri, consilierii, primarul și viceprimarul. Eu sunt de acord să ne punem la asta. Da. Repet, fără parte, nu se repetăm. Totuși, cineva l-a avizat pentru legalitate proiectul ăsta de hotărâri. Dar ne-a scăpat cam la tot. Aici e problema. Dar legea e clară. Așa este, domnul primar. Știu unde bateți, știe toată lumea unde bateți, dumneavoastră, dar pentru faptul că eu fac toate proiectele de hotărâri pentru toți inițiatorii, sau aproape toate, e posibil să mai scape și mie câte ceva. Dar nu trebuie să iei ceva persoană. Eu nu bat. Am zis și eu. Trebuie să căutăm unei situații. Este bine să punem de acord, să fim în legalitate. Fără discuții. Unde legea nu-i tocmai. Greșelile se pot repara. Absolut. Nu trebuie să ne supă. Până vorba, domnul primar. Cu privire la acest aspect, aș mai avea și eu ceva de adăugat. Dacă toți să spuneți, suntem la diverse. La diverse și la asta, apropo de legalitate, menționam mai înainte că Consiliul Local funcționează pe baza legii 215 și la regulamentul Consiliului Local. Eu fac parte din Comisia Juridică. Vreau, am mai tras o dată atenția, vreau să atrag încă o dată atenția. În Comisia Juridică, anul trecut, la ședințele pe comisie, am coleg consilier care n-a venit decât o dată sau de două ori la ședința pe comisie. La ședințele ordinare, cum scrie în regulament, trebuie să participe la cel puțin sau cel mult trei ședințe consecutive. Domnul consilier Pietcu, octombrie, noiembrie, decembrie, iată, ianuarie, n-a venit la nicio ședință. Trebuie să luăm, adică, să intrăm în legalitate. Vorbeam mai înainte de legalitate. Că o să ne trezăm peste, știu, două, trei luni și o să zic, dar chiar n-am văzut nimeni lucrul ăsta? Deci la ședințele pe comisie se poate verifica procesul verbal, conica de prezență și toate astea. Deci haideți să intrăm în legalitate, pentru că o să ne punem întrebare. Doamne ferește, n-am nimic personal cu domnul primar. Dar ce-i legal? Că nu am informații despre ce vorba. Păi în regulament spune că la obligați, consilierul are dreptul și obligații, nu? Da, da. Are obligația să vină la ședințele consiliului. Nu e votat. De asta l-am votat. Ei, dacă nu se vine la trei ședințe, la cel mai mult de trei ședințe consecutive, nu mai are calitate de consilier. Dânsul de patru luni nu a venit la ședințele ordinare. Sedizat așa ceva? Da, puteți să verifica cu conica de prezență și procesul verbal de cerință. Eu știu că a lipsit, într-adevăr, că politic sunt șeful lui și nici mie nu-mi convine. Dar știu că sunt niște condiții obligatorii. La trei consecutivi, cât e, domnul secretar? La mai mult de trei. La mai mult de trei. Sunt patru. Consecutiv, da. Octombrie, noiembrie, decembrie și ianuarie. Deci este primarie. E foarte bine. Procedăm cum îi vrede. De asta spun. Dacă poți să așa, eu doar ferește. Am mai explicat și prea trecut, am primit tot felul de replici și spus și dar... menționează în procesul verbal. Trebuie să faci, da. Tot faci. Vezi? Eu sunt foarte de acord. Atunci spune ei legea. Corect. Și eu tot la fel, sunt foarte de acord. Nici mie nu-mi convine să contez pe un consilier pe care nu l-am la vot, pe doamne de parte. Politic. Dacă vorbeam? Și legală. Da, din legalitate, da. Și cu chestia cu banii, cred eu, cel puțin asta e părerea mea personală, trebuie să fim de acord, să respectăm legea, ne punem legalitate. Nu nimic. S-a greșit și s-a greșit, dăm înapoi. Asta e părerea mea personală. Dacă ceilalți colegi au altă părere... Hai ce chestii până la capăt. Da. Mai întâmplat ca să... Deci suma se ridică la 14.089 de lei. Dar explicitează, de fiecare, per total, consilier... Pe total asta este, cu fiecare consilier, citesc, cum am ieșit în calcul. Deci domnul Benoni, Brumă, 1700, doamna Pătănea, 1700, doamna Grigore, 1579, doamna Mănicuț, 1578, domnul Nastasiu, 1458, domnul Petru, 485, domnul Pușcaș, 1215, domnul Răpean, 1458, domnul Vârf, 1458 și domnul Vlad, 1458. Asta e în funcție de prezența la ședinții, cum a fost aia de ferăsul. Care ar fi soluția de recuperare prejudiciilor? Legal vorbind.
reține, nu indemnizație. Cum e reția? Ne bagi mâna în butonat și e reție? Trebuie dat o decizie. Ce? De și decidea în ce bază o pot da? Nu știu ce-i tot da, dar ăsta e rat. Nu, nu, nu. Păi, eu te-am luat acolo... Așa spune. Eu vă spun ce spune articolul 40 în continuare. 40, a fost 41. În sfârșit, 42. Încălcarea dispoziției prezente legi pentru stabilirea salariilor de bază și așa mai departe, acordarea de drepte fără respectarea prevederilor prezente legi, atrag după caz răspunderea disciplinară sau patrimonială a persoanelor vinovate potrivit legii. Deci eu dacă nu dispun măsuri de verificare și recuperare a prejudiciilor, mi se poate dosar penal, că asta e legea. Dar eu am dispus măsuri, ca dovadă referatul, care propune și măsuri. Nu sunteți obligate, dar e cea mai corectă și cea mai dreaptă măsură. Să restituiți, eu nu fac niciun proces de intenție, doamne ferește, doamne contabil, numai pentru că e o realitate. Am făcut o tragedie. Important este să recuperați prejudiciul. A interpretat din corect. Așa după cum ați prevăzut și în regulament, acolo trebuie corectat. E clar, 100% din indemnizație pentru toată luna. Pentru 2 ședințe, pentru 3 ședințe, în sfârșit. Și o soluție pe care eu o propun și cred că e cea mai corectă, și legală, și morală, și așa mai departe, într-adevăr să semnăm niște angajamente de plată și într-un timp rezonabil până când nu vine Curtea de Conturi. Deci, pentru că mai aplică majorări, și așa mai departe, e mai neplăcut așa. De-aia am rugat să menționez în ședința de Consiliu. Vă dați o soluție. Dacă sunteți de acord cu soluția identificată de doamna contabilă și agreată de mine cu angajament de plată la un quantum, se menționează în procesul verbal și am bază ca să dau o dispoziție. Așa e, doamnă? Nu pot să dau dispoziție fără să am o bază legală. Altfel, ce ți-i fac? Ți-i impus numai ei sau o dau în judecată, cum spune legea, vă chem în garanții prin procese, că așa se procedează, că banii nu i-au luat ea, i-au luat dumneavoastră. E mai complicat și, cum să spun eu, indemnizația asta pentru totuși pentru dumneavoastră, nu trăiți din asta. Să spunem cu excepția domnului Curcatu. Mai aveți un job, doamne ferește, da. Deliberat, dacă vreți, luăm o pauză. Facem cum este să fie mai bine, pentru că când trebuie să fie mai bine, pentru că toată lumea. Să menționez în procesul verbal ca să putem să rezolvăm problema. Eu aș propune, așa cum am zis și mai bine, avem juristul Consiliului Local, jurist, să punem în concordanță regulamentul cu legea salarizării și eventual să-l, știu, facem exact cum a spus noastră, un proiect de hotărâre sau supunem la vot procentul ăsta la 0, la 10% din indemnizația domnului primar. Procentul e votat, domnule. Singura corectă este pentru ședință sau pentru toate. Nu mă lăsați să termin. Noi am votat 5% în cunoștința regulamentului care preciza așa cum am zis eu mai înainte. Noi n-am avut la cunoștință Consiliul Local de acest procent 0 până la 10. Trebuie făcut un proiect de hotărâre ca și noi, consilieri, să votăm 5%, 7%, 8%, 10%, că avem dreptul până la 10%. Noi am votat 5% după regulamentul vechi, cum se spune, din indemnizația primară pe ședință. De ce să punem 5% acum și să ne trezim în fața faptului întâlnit? Deci putem face o ședință comună, să respectăm legea, nu am nimic împotriva sa,
Dar trebuie să fim în cunoștință și să fie votată de consilier. Noi am votat 5% chestia acum azi eu, din indemnizația primarului pe ședință. Acum, dacă legea salarizării s-a modificat și noi n-am avut la cunoștință, trebuie să ne punem la cunoștință. Așa era și amintit, tot până la 10%. Nu. La 0 la 5, domnul primar. Dar eu vă pun o singură întrebare cu ocazia asta închei. Veniți aici pentru bani, pentru indemnizații sau pentru onoarea de a fi consilier? Domnul primar, eu n-am pus probleme cu nimic pentru bani. Eu vin și gratuit. Nu se pune problema. Nu prea se vede. Eu am pus... Dar vă rog să luați o hotărâre, dați un vot ca să știi ce să menționeze. Eu mi-am spus părerea mea. Fiecare să spună părerea. Onore, trebuie analizată legea și ce prevede legea aia sunt execută. Unde lege nu sunt mai discuse. Dar când o analizați? Că eu trebuie să duc măsurile mai departe conform legii. Dar când ce impute ei... Sunteți de acord să dăm bani înapoi? Să dăm bani înapoi? Da, bineînțeles. Să facem un proces verbal. Să-i pună doamna? Da. Să analizăm modalitatea de a da bani înapoi. Nu! Probabil. Auziți, cel mai domn ne întreabă dacă se dau bani odată tot. Cum o să-i dea în rate? Domnul Grigore, azi zice că ei, pentru că tu nu privești în demnizare, e ușor să dau un mic când nu e interpretat. Eu nu am niciun venit. Adică să ne mai gândim și la veniturile noastre. Doamna comptabilă, să calculați pentru fiecare parte, că trebuie să restituiți. Da, o zi, doamna. Vine și președintele Romerea. Dacă nu o să putem să-i dăm o dată. Dacă nu trebuie. Dacă stai acolo, poate trebuie. Vină, uite, stai cu alea. Ceriți, poate spuneți că nu știu pe care. Hai zici aici, dar nu mă vina mea. Eu asum, am spus, asum, volumul de muncă este foarte mare și nu pot să țin pas cu toată legislația și nu am când, pentru că nu știu dacă mă credeți, am venit zile întregi de la 6 și plec la 6 seara și nu se mai poate. Sunt foarte multe situații care se cer, zi de zi vin, tu fac, vin, tot. Declarăm ședința, închis asta.